poși. Dacă ați avea posibilitatea să schimbați lucrurile, să nu mai luați acea decizie, ați rămâne în funcție? Înțelegând ce înseamnă un guvern nu în exercițiu, dar funcțional pe timp de această criză. Deci, din păcate, motivul pentru care eu nu am acceptat să asigur interimatul s-a materializat. Deci, la discuția pe care am avut-o pe 24 decembrie, imediat după investirea noului președinte, mi s-a comunicat cum va proceda noul președinte. Mi-a spus că nu va înainta candidatura la prim-ministru, va merge la Curtea Constituțională cu autodizolvări sau ce mai era acolo. Eu am înțeles că aceasta va dura foarte mult și intrăm pe câmp neconstituțional. Deci asta a fost unul din motivele de ce nu am asigurat interimatul. Alt motiv, mai important, este discuțiile pe care le-am avut prin intermediar cu doamna președinte pe 4 decembrie. Atunci am spus și am propus scenariul cel mai sănătos de a provoca alegeri. Scenariul cel mai sănătos era: rămâne guvernul, nu se duce în demisie, 90 de zile Parlamentul nu aprobă nicio lege după ce aprobă bugetul la sfârșitul anului. Deci asta însemna că timp de 90 de zile, și era coordonat, bineînțeles, cu fracțiunea cea mai mare, 90 de zile nu se aprobă nicio lege și către 20 martie apar condiții pentru dizolvarea Parlamentului. Deci asta a fost propunerea pronunțată de către dumneavoastră pe 4 decembrie? Asta a fost propunerea pe intermediul unui ambasador cu autoritate. Deci, din păcate, coordonată, această poziție a fost coordonată cu PSRM? Dacă vă amintiți, când se discuta atunci de foaie de parcurs, când PSRM propunea foaie de parcurs de dizolvarea Parlamentului, ridicați informația și o să vedeți. Deci asta a fost propunerea pe 4 decembrie. Propunerea a fost transmisă, deci guvernul rămânea fără ca să plenipotențiar și am spus că în cazul când nu merge scenariul cel mai sănătos, eu nu voi asigura interimatul, pentru că este dificil să, zicem, gestionezi situația chiar și când ai toate împuternicile, dar atunci când nu le ai, este cum mai complicat. De ce? Răspunsul, din păcate, a fost protestul de 50.000 pe 6 decembrie. Vă amintiți? Puteți să ridicați cum transmiteați dumneavoastră și ce comentați dumneavoastră atunci. Respectiv, dacă noi continuăm și mai departe să strângem 50.000 așa cu tractoare prin centrul orașului, eu nu cred că situația pandemică era mai bună. Dar acea propunere, acea ofertă care a venit pe data de 4 decembrie, ea a fost din partea dumneavoastră și a fracțiunii PSRM? Eu am vociferat-o, dar bineînțeles, era foarte clar că sunt determinați pentru provocarea alegerilor, trebuie de votat bugetul și respectiv de intrat în campanie electorală. Ați luat drept răspuns doar acel meeting de data de 6 nu decembrie la care s-a scandat jos guvernul Chicu? Nu. Sau ați primit și un răspuns de la același ambasador? Deci domnul ambasador a revenit după discuție și a spus că nu, demisia în câteva ore, știți? Și atunci am spus, mai puneți-o poftă în cui, noi o să aprobăm bugetele toate, o să asigurăm că țara cel puțin jumătate de an să aibă resursele despre care am vorbit și mai departe o să facem toți pașii pentru a provoca aceste legi, pentru că Parlamentul, într-adevăr, actual s-a discreditat.